Aceasta este România în prezent și aceasta este România în perioada interbelică. Întrebarea este, cum s-a ajuns să existe România Mare și, cel mai important, ce s-a întâmplat dacă România Mare încă exista? Well, România Mare este o sintagmă, un nume dat teritoriului din perioada interbelică a României, care a avut cea mai mare extindere teritorială modernă. În prezent, România nu are Basarabia, Bucovina de Nord și Cadrilaterul, dar în prezent există Republica Moldova. Dar să ne întoarcem la România Mare. În 1914 începe primul război mondial, motivul fiind asasinarea prințului moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand. România intră în 1916 de partea Antantei. După atacarea sa pe două fronte, România și o parte semnificativă din politicieni și populație se retrag în Moldova alături de rege și armată. Românii sunt demoralizați și consideră că au ales o alegere proastă și că își merită soarta. Dar după luptele câștigate în Mărăști, Mărășești și Oituz, aceștia nu renunță și în 1917, Revoluția Rusă începe, iar după, multe popoare profită de acest moment și își declară independența una câte una. Printre acestea este și Republica Democratică Moldovenească, teritoriul dintre prușiniști luat de Imperiul Țarist în 1812, după câștigarea războiului ruso-turc din 1806-1812. Pe 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării din Basarabia și-a proclamat independența, dar aceasta nu mai rezista mult deoarece armata roșie, bolșevici, încearcă să ocupe Basarabia, dar cu ajutorul armatei române această anexare forțată este respinsă. Republica Democratică Moldovenească realizează că nu poate exista ca stat într-o perioadă așa dificilă și amenințătoare, așa că pe 9 aprilie 1918 apare declarația de unire a Basarabiei cu România, unde Basarabia devine o regiune a vechiului regat. În Bucovina au existat probleme etnice. În partea de nord, o majoritate destul de vizibile erau ucrainieni, iar Ucraina dorea unirea întregii Bucovine în așa zisa Ucraina Mare. Trupele române intră în Bucovina, iar pe 28 noiembrie 1918, cu votarea în unanimitate de către Congresul General al Bucovinei, unirea Bucovinei cu România este acceptată. Și ultima și cea mai importantă zi, care urmează să fie și Ziua Națională a României, 1 decembrie 1918, unde Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclamă Uniunea Provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Maramureș cu Regatul României. Așa a devenit România Mare, chiar dacă Antanta au promis un teritoriu mult mai vast, cum a scris și Mihai Eminescu în Doină, de la Nistru până la Tisa. Acum, să presupunem că al doilea război mondial nu începea niciodată, sau că nu exista pactul Ribbentrop-Molotov. România ar avea un teritoriu de 295.000 de kilometri pătrați, plus minus, cu o populație diversificată, deoarece există zone unde minoritățile sunt egale sau mai mari decât etnice români. În 1919, în Cadrilaterul nu găseai picior de român, dar se presupune că din cauza migrațiilor și romanizării, populația devine mai mixtă, dar încă se vede o populație bulgară vizibilă. În perioada medievală, secoii s-au stabilit în sud-estul Transilvaniei ca un scut împotriva popoarelor barbare care puteau ataca Transilvania, pe atunci fiind în regatul maghiar. Această situație putem vedea în prezent. Cele trei județe, Covasna, Harkiv și Mureș, au o majoritate mai mare sau egală de secoi maghiari, conform recensământului efectuat în 2011. Covasna 73% maghiar, 23% români. Harghita 82% maghiar, 12% român. Și Mureș 38% maghiar, 52% român. Aceștia în prezent doresc o autonomie pe motiv etnic, împinși de Ungaria. Buceacul, sudul Basarabiei sau Basarabia veche, cum mai era numită, aceasta mereu a avut o problemă etnică, în acest loc fiind foarte multe popoare diversificate cu multă cultură. În prezent, dacă nu era sub administrație ucraniană, populația măcar de 50% erau români, urmând să fie ucrainieni, ruși, bulgari și găgăuzi. Iar în Bucovina de Nord, populația fiind mai mică, am presupune că ar fi rapid romanizată. România, după primul război, încerca să arate că România Mare este 100% românească, chiar dacă putea fi exemplu de țară multiculturală, care asta nu este nimic rău. Dar în 1918 nu era important asta. Dacă România Mare încă ar fi existat, nu ar mai apărea problema Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat care și-a câștigat, sau de fapt a primit independență în 1991, după destrămarea gigantului URSS. Nu am fi fost separați în două state din cauza influenței ruse și conflictelor sociale dintre români și moldoveni, de la limbă până la istorie. În prezent este printre cele mai sărace state din Europa și o posibilă viitoare victimă a Rusiei. Populația este destul de împărțită între pro-Occident și pro-Rusia, așa că țara este din când în când instabilă și cam imposibil momentan să se unească cu România. România ar avea o putere mai mare ca teritoriu, a 52-a din lume, 295 de kilometri pătrați, populația ar fi de 31 de milioane de locuitori, a 50-a cea mai populată țară din lume, economia ar fi de
800 de bilioane de dolari și ar fi peste România de astăzi. Pentru român, România Mare este o dovadă că toți românii pot avea o singură țară și nu separat în trei voievodate. Unirea s-a putut realiza fără lupte sau anexări forțate. Bine, plus minus, au existat și excepții. După părerea mea, România în granițele din prezent este cea mai potrivită. În afară de securi, România nu are o problemă etnică și dacă poate, cândva, să sperăm, Republica Moldova se unește cu România, fără Transnistria, ar fi cea mai potrivită României Mare din punct de vedere social, exclus în faptul că teritoriul nu ar fi mai mare decât cel din 1918. Asta și cred eu că s-ar fi întâmplat dacă România Mare în care exista. Nu uitați de un like, idei noi dacă vă vin și noi ne vedem data viitoare. Adio!